Bună, bine v-am găsit, mă numesc Cristi și astăzi vom arunca o privire la un joc rapid, de cărți, distractiv și ușor de învățat, și anume la Sushi Go. În Sushi Go o să avem o mână de cărți pe care sunt printate cele mai adorate mâncăruri japoneze. În fiecare tură o să iei o carte pentru tine și restul le vei pasa jucătorului din stânga. Aceste cărți vor trece prin fața jucătorilor ca pe o bandă rulantă dintr-un sushi bar, în așa fel încât fiecare jucător va ajunge să tragă toate cărțile în funcție de ce îi oferă. Cărțile alese se vor puncta în diferite moduri. Tempura valorează 5 puncte doar dacă ai o pereche. Cărțile care au o denumire nigiri valorează 1 punct, 2 sau 3 puncte. Wasabi nu valorează nimic, dar dacă pui peste o carte nigiri, îi triplează valoarea acesteia. În cazul acesta ar fi 3 ori 1, 3 puncte. O singură gălușcă valorează 1 punct, dar dacă adunăm mai multe, valoarea punctelor va crește. De exemplu, dacă adunăm toate cele 5, vom avea 15 puncte. Sashimi nu valorează nimic, dar dacă adunăm un set de 3 cărți, acest set va valora 10 puncte. Și în acest joc înseamnă mult, dar este o strategie mai riscantă, fiindcă ceilalți jucători vor vedea ce vreau să fac și vor face tot posibilul să mă blocheze. La sfârșitul unei ture, jucătorul care deține cele mai multe simboluri de pe cărțile cu rulou Maki va primi 6 puncte, iar cel de-al doilea va primi 3 puncte. Bețișoarele nu valorează nimica, dar în tura care vine, poți să schimbi această carte cu alte două cărți din mâna de cărți. Budinca este păstrată pentru sfârșitul jocului. Jucătorul cu cele mai multe budinci obține 6 puncte și cel cu cele mai puține va pierde 6 puncte. În sfârșitul unei runde, atunci când nu mai sunt cărți de jucat, vom calcula punctele obținute. Vom face acest lucru de 3 ori, vom avea un desert și apoi vom afla cine este câștigătorul jocului. Tot jocul ține mai puțin de 20 de minute să-l joci și vine într-o cutie de metal drăguță, ceea ce îl face perfect pentru excursii, convenții sau pentru un joc rapid într-un pub sau o cafenea. Eu vă mulțumesc, mă numesc Cristi și până data viitoare, poftă bună! Adică să jucați bine!